Păi este impact. Da, mai aștept. Da, ok. Păi, vreți și opțional plus ceva? Nu. No. Ok, 350. Așa. Mai așteptăm puțin că trebuie să vină domnul primar al orașului Stadiu Jose. Nu, la Jumătora. Noi pregătim și biletele pentru Stadiu Jose. Bună ziua și bine ați venit la competiția de table și backgammon Cupa Stațiunii Slănic Moldova, perla Moldovei ca stațiune. Mulțumim domnului primar Baciu Gheorghe, primarul localității și orașului Stațiune Slănic Moldova, care a făcut posibilă această competiție, dar nu numai dânsul, de unul singur, și administratorul acestei frumoase locații și cât și a vilei Teleconstrucția, domnul Șova Bogdan, care
grija domnului primar și a dânsului, societatea Teleconstrucția oferă 10.000 de lei premii suplimentare la această competiție. Sunt jucători sosiți din țara vecină și prietenă, Bulgaria, din orașul Sofia, doi jucători, Dobromir și probabil că sunt aici afară. Sunt afară. Avem jucători din toate orașele țării, din capitala noastră, București, din orașele mari, Timișoara, Bacău, Constanța, Cluj, Suceava, spuneți dumneavoastră, Brașov, Urziceni, Iași, Moinești, Bragadiro, Bogdeala, Târgu Ocna, Ajut, Vatra Dornei. Și peste tot. Domnule primar, vă mulțumim și vă dăm cuvântul dumneavoastră. Da. În primul rând, bună ziua și bine ați venit la Sării Moldova. Am îndrăgit de anul trecut, a fost o ediție, ați mai participat o parte de dumneavoastră, cred că în luna septembrie-octombrie, dacă nu mă înșel. Și sper că ca acest eveniment să devină mai aproape, vă rugăm. Tradiție la Sării Moldova. Vreau să... vă spun că Sării Moldova va fi din ce în ce mai primitoare pentru turiști, dar bineînțeles și pentru competiții sportive. Tradițional, Sării Moldova a fost o localitate în care sportul era o activitate în care multe sporturi aveau centru la Sării Moldova. Aș vrea să mulțumesc partenerului nostru, este pentru prima dată când organizăm un eveniment într-un parteneriat așa de bun și aș vrea să-l consider un prim exemplu de parteneriat între administrația publică, întreprinzătorii noștri și dumneavoastră reprezentanții sporturilor de gen și m-aș bucura ca să veniți cât mai des la Sării Moldova și să vă bucurați cât mai mult de aceste facilități care noi le avem. Facilități care împreună cu cele de la Târgu Ocna reprezintă cel mai bun loc din România unde se poate trata, se poate întări, se poate fortifica o persoană. Vă încurajăm să luptați, să câștigați, bineînțeles. Nu poate câștiga toată lumea, așa este în sport, dar... cred că rămâne expresia că toată lumea câștigă pentru că a participat și își îmbunătățește performanța. Vă doresc succes și voi fi alături de dumneavoastră și zilele astea mai avem oricând sunteți binevenit și ne face plăcere. Din alte țări, da. Din Republica Moldova și mă bucur. Bine au venit, bun venit și celor din Bulgaria și sperăm să îndrăgească această zonă și să... Domnule primar, am omis o localitate, Predeal, este și o doamnă venită pentru prima dată la competiție. Doamnă, mulțumim, vreau să bateți cât mai mulți competitori. Vă mulțumim, mult succes! Da, mai un pic, domnule primar. Oferim un premiu de excelență pentru susținerea acestei competiție. Domnului Șova Bogdan, îl invităm aici în scenă. Mulțumim de asemenea mass media, televiziunea exclusiv TV din Onești, care este alături de noi. Ne-a făcut o surpriză. Nu am un premiu pregătit aici, dar în zilele următoare are premiu de la... după festival. Sigur că de asemenea, continuăm cu premierea, premiul de excelență domnului primar Baciu Gheorghe, pentru susținerea domnului. Eu îl dedic slănicenilor și sper ca și ei să se bucure și să învățăm și noi acest sport și să avem reprezentanți și noi în altă parte. Promovați turistic stațiunea foarte bine și... Da, vă mulțumesc tare mult. De mi-ați amintit, anul acesta avem 18 evenimente, practic... după evenimentele din iarnă, de sezonul de iarnă, când a fost sărbările zăpezii și altele specific de iarnă, este primul eveniment care se organizează. Avem 18, printre care și festival de umor și festivaluri de gen, în care puteți să vă implicați și dumneavoastră și de ce nu să vă bucurați de ele, că
Și așa muncim foarte mult, puțin umor, puțin avem și de mountain bike și de maraton și de off-road când suntem aici la munte. Mulțumesc încă o dată mult și mult succes tuturor concurenților. Nu vreau să vă rețin. Succes! Mulțumim, domnule Pion! Sănătate! Succes! Haideți să facem câteva precizări din regulament pentru noi jucători veniți. Da? Ok. Da. Facem câteva precizări pentru jucătorii noi veniți. Deci, mă rog, zarurile nu se dau din mână, se vor introduce în acea cupă, în păhărel, vor fi agitate de minim 3 ori pe verticală, iar în cădere cel puțin unul dintre zaruri să lovească manta sau o piesă din joc. Dacă totuși jucătorul a agitat de minim 3 ori și le-a dat în tablă, considerăm totuși zarul că este bun pentru că el le-a agitat și nu a avut intenția de a păcăli sau de a fura. Mutările sunt valide numai după ce jucătorul a ridicat zarurile. Toate aceste prevederi sunt trecute în regulamentul competiției. Noi, înaintea fiecărei runde, vom trage la sorți cine cu cine joacă. Dacă avem un număr de jucători impar, unul dintre jucători va fi liber, dar vom păstra un echilibru să nu fie același jucător liber și în următoarea rundă. Câștigători vor fi cei care au cele mai multe victorii. Va conta în al doilea criteriu golaverajul, cu ce scor învingeți. Noi vom trece după fiecare rundă rezultatele. Dumneavoastră verificați în așa fel încât atunci când am trecut în runda următoare să ne corectați dacă am omis sau am trecut un scor greșit. Noi vrem să fim aproape perfecți, dar cu sprijinul dumneavoastră vom reuși să fim cât mai buni. Domnul Dragănuț, o întrebare. Da. Se trece scorul la 9 sau trece? Scorul, dacă jucăm până la 5 și la cât puncta jucăm, nu vom trece 6-0. Deci 5, chiar dacă bate în 6. Dacă jucăm la backgammon și avem la 9, la 9 se oprește. Că altfel și-ar da meciurile la un golaveraj mai mare. Chiar dacă bate cu 10, dar trecem 9. La urmă, golaverajul este, cum ținem cont, dacă 11-1 este mai mare decât 10-0. Pentru că a scris mai multe goluri, ca la fotbal. 11-1 e diferență de 10. Da? Jucătorii se pot reîntâlni prin trageri la sorți, din punct de vedere teoretic, și de 5 ori. Deci să nu contraziceți, pentru că sunt cu 3 înfrângeri. Noi vom trage la sorți. E probabilitate de loto să se întâlnească de 5 ori, dar este posibil, ca la loto. Dacă sunt contraziceri la masa de joc, vă rugăm să conservați poziția, nu vă contraziceți în așa fel încât să deranjați pe alții, dau chiar deloc și să vă contraziceți și ne chemați să soluționăm. Da? Vă propun, în afară de Asociația Română de Backgammon, cu stafful prezent, să facă parte din dumneavoastră un comitet. Am să deleg dintre cei mai cunoscuți jucători cu experiență și am să propun pe domnul Țiploiu din Onești, din București pe domnul Mănăilă, din Constanța pe domnul Ciubotariu și de la Timișoara domnul Vereș Marius. Câți avem? 1, 2, 3, 4? Așa. Propuneți dumneavoastră din public pe al cincilea. Ok. Atunci propune-o pe doamna din Predeal. Cum vă numiți? Doamna Cristina, nu? Ok. Dânsii vor fi din jurul. Dacă soluția pe care o dau eu la un conflict de joc nu este bună, nu este agreată de către cei din conflict, comitetul va fi cel care va decide peste soluția mea. Este corect? Da. Corect, da? Bine. Suntem 53, se va mai înscrie cineva, 54. Păstrăm același procent de premiere, cum am zis în primii 5, cu regulă. Dacă treceam spre 70, schimbam distribuția premiilor. Deci vor fi premiați primii 5, cum am scris în priant, 30%, 20%, exact în grafic aici, da? În broșură. Cei care s-au înscris suplimentar, de exemplu, la table avem 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ei, câștigător, locul 1 dintre cei care s-au înscris și sunt bifați cu roșu, va lua și încă 500 de lei, că sunt 10
înscriși. 503 minus comisiune. Dacă dumneavoastră vreți să vă mai înscrieți suplimentar cu câte 50 de lei la table, câte 100 de lei la baghemon individual și câte 100 de lei la baghemon echipe, puteți să o faceți înainte de a începe prima rundă. Dacă pe parcursul competiției va veni cineva dornic să joace, poate să o facă în primele 3 runde, dar pleacă cu handicapul de a nu fi acumulat victorii ca și ceilalți. Da? Asta este. Dacă dumneavoastră aveți întrebări. Dacă sunt discuții pe agitarea zarurilor, noi avem și acele dispozitive, topogane, de amesteca zarul. Noi încercăm să jucăm fără ele, să agita zarurile corect. Dar dacă undeva se impune, sau dacă cineva insistă, noi vom da și aceste dispozitive. Dacă aveți întrebări, dacă nu vom trage la sort. Ok. Vă mulțumim. Vom continua. Cristina, să tragă bilețele. Haideți, trageți câte două, să scriem aici. Violeta, ia și tu. Faceți două, le desfaceți. Două, să scriem. Cine cu cine joacă și noi. Ia cu lista. Vasiloiu, puneți așa. Și Popescu. Vasiloiu. Popescu. Frații altele. Maria. Ok. Puteți să mai repede când scrie colega o echipă, puteți face să așa. Așa. După aceea le adunăm aici pe toate. Radu Vasile. Radu Vasile. Radu Denisă. Denisă. Așa. Bravo. Nițu cu? Radu. Fișele de scor, după ce terminați jocul, partida, le semnează și cel care învinge și cel care pierde și ne le predați, da? Sunt dovada că ați jucat în runda respectivă cu oponentul, cu adversarul. Așa, bratul Fițu, da? Așa, tot. Așa. Ciobanu. Buciulec. Rodica, vorbește tu. Dragomir, nu? Da, eu sunt. Era Predean, spune. Da. Aici ai fete frumoase la Predean, vă? Nu? Da, și la voi. Vă credeți? Nu, eu. Thank you.
să nu joace cu ei. Da. Rodica, scrie și persoanele la pe tablou. Cine e asta? Mucica? E Mucica. Lăsa-mă acolo, lăsa-mă acolo. Poate mai bine citeva. Ăsta-s scrise. Ăsta-s scrise. Da. Haideți să vă fac cunoscut primele meciuri. Vreau să vă strig și dumneavoastră, ridicați mâna. De exemplu, prima partidă, Stăncilă Violeta, aici Nica Ioan. Nica, o să jucați cu Stăncilă Violeta. Domnul Dinu Ionel Dudău ce? Dinu Ionel Dudău, domnul Dudău. Domnul Dudău și cu Dinu Ionel, da? Ok, căutați o masă liberă. Table la 5 puncte toate meciurile. Costeniuc prezent cu domnul Săilă Sorin. Costeniuc de la Vatra Dornei, Săilă Sorin. Săilă. Unde e Săilă? Aici. Da? Care e aici? Unde e? El e Costeniuc. Săilă. Așa. O să le urcă la urmă. Nu, ca să știu. Renția cu Florea. Renția. Renția aici. Florea. Florea. Domnul Costață de acolo. Șubotariu și cu Rădulescu. Șubotariu. Aici Șubotariu Rădulescu. Aici în spate. Da? Vă cunoașteți cu Rădulescu, da? Aici, aici. Da. Berna, Bernanu, Bernianu, Vereș. Bernianu, da, corect. Și domnul Vereș. Puteți juca și pe cutiile dumneavoastră acolo unde nu există înțelegere, găsim soluții. Rudolf Ciumașul așteptăm. Zaharia cu Storociuc Stela. Zaharia cu doamna Stela. Da, am observat. Sava cu Georgi. Sava. Domnul Sava. Georgi Bulgaria. Yes. Nu. Bânțu cu Dobromir. Finală de Bușteni. Aproape. Bânțu care câștiga imaginea și Dobromir care putea să câștige. Bânțu cu Dobromir. Da? Bânțu, Bânțu, da? Dobromir o câștiga benzina. Pascu N. Pascu N. Munteanu Gioni. Pascu și Munteanu. Atodiresei Bălac. Aici. Bălac și Atodiresei. Stan Ilie Barbu Alexandru. Stan Ilie Barbu Alexandru. Vă ajut, domnul Dăgăstu, cu vocea mea ca să-i spune mai tare. Știu, știu. La vorba că... Deci aici, dacă începe să vorbesc, da, să vorbesc cu toți. Emilian cu Micuță. Emilian. Emilian în spate. În spate. Ok, hai. Emilian, încetați orice alte jocuri și continuați și jucați Cristian Carp cu Bârsan George. Carp Cristian, Bârsan George. Bârsan, Bârsan. Cristian Carp. Carp. Cine, cine? Carp Cristian? Carp. Unde? Chiamă de coace. Da. Mironică cu Alupei Silvestru. Mironica și Alupei. Aici e Mironica. Bunăvar. Doar nu faceți lupte, jucați-i. E frică de joc. Domnul Mănăilă, Radu Alexandru. Îl cauți pe domnul Mănăilă, da? Da. Ochiuleț Țiploiu. Țiploiu, Ochiuleț. Domnul Ochiuleț. E domnul Țiploiu, da? Uite. Dragomir Elena. Toma Radu. Doamna este aici. Toma Radu. Uitați. Martine, cine ajunge primul la 5 puncte? Domnul Staicu cu domnul Arminia. Aici, aici. Ambii jucători? Ok, căutați-i. Popescu Liviu, Antoche Cristian. Domnul Antoche, aici Popescu Liviu. Popescu Liviu. Ciobanu Ion, Uciuleac Ion, nu? Uciuleac. Uciuleac, Ciobanu. Cantre campion. Tomciuc Bașac, derbi de Târgovna. Probabil că cineva că aranjăm trage la sorsa, dar aranjăm niciodată. Cei mai buni prieteni joacă.
Bratul Cezar, Nițu Adrian. Da, cei doi. Radu Vasile, Lungu Denisa. Domnul Radu. Ușoară. Vasiloiu Popescu Marian. Cine-i Vasiloiu? Eu aici. Uitați. Antochi Nicolae, de la Boboc Florin. Domnul Antochi, domnul Boboc. Carp Cristian Bârsan George. Stan Ilie Barbu Alexandru. Stan Ilie. Da, afară, am vorbit cu el. Da. Șumașul cu Rudol. Costeniuc Săilă. Domnul Săilă și domnul Costeniuc. De la masă, de aici. Nicule, da. E numai un pic. Tu ești la masă. O dată de aici. Ai o pastă și de undeva. Mai mare. Ei, bravo, masă. Da. Să vedem că vorbim de la
Uite, uite. Contra ti.
Deci. Nu, 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 nu
alte rezultate. Domnul Buciuleac, nu? Și cu Ciobanu, cu Buciuleac, a câștigat? Buciuleac, da? Unde sunt 19, Buciuleac are 5, 2, și Ciobanu, care se trece 1-0. Vezi cum va? Ciobanu, 25. Cine mă? Da, nu. Ne vorbim de decisiv. Da, dar puteam să nu rămân. Mersi la George, băi. Nu mai știu. Tot cu 6-6? Hei, să rămână. Ce faci? Nu e probleme. Salut. Ce faceți? Da, doamne. Ce faceți? Poate să-l salut și cu ea. Mulțumesc. Da, sunt foarte. Au, scuzați. Mă așteptăm. Nica Mihuță. Aici eu. Nica, da. Nica Mihuță. Uitați, Begemon, 9 puncte. Puteți juca. Mergem afară. Sava Dudău. Asta era o canadiană, vreau o canadiană. Dudău. E lumină mai mare. Da, da, da. Dudău, da? Sava, uitați, Begemon. Ciobanu Bălan. Antoche Cristian. Antoche, da? Antoche. Antoche, așa, și cu barbă, da? Arminia George, George Bulgaria. Arminia. Joacă, bine, ok. Buciuleac Bratu. Bratu. Bratu Cezar. Unde ești, mă? Nu mă știu cine. El cel de acolo. A, dar e la cap. A, joacă? Da. Bânțu cu Emilian. Bânțu. Ochiuleț Bașac. Mai joacă, probabil. Popescu Liviu, Rudolf joacă. Ciubotariu Tomciuc. Și Tomciu joacă. Rădulescu Pașcu Nicu. Pașcu, Rădulescu. Da, și după aia nu mai găsește pe el. Știi? Cât te duci tu camerii, el pleacă. Cocică Radu Alexandru. Hai, Cocică. Uite, Radu Alexandru, mai chemă 9 puncte. Dinu Ionel Radu Vasile. Haide să te recază. Felix Costeniuc. Felix. Costeniuc. Felix. Munteanu Leon. Cine? Poftiți. Munteanu cu Leon. Johnny cu Leon. Leon e la piscină, faci baie. Dobromir Lazar Eugen.
Sunt afară amândoi. Unul lângă altul s-a afară. Sunt unul lângă altul. Bârsan Mănăilă. Bârsan? Eu. Mă duc eu la... Nu știți pe domnul Mănăilă. Ok. Zaharia Florea. Florea. Cine e Florea? Florea cu Zaharia. Cine e Florea? Domnul Mustațe. Beghemon. Antochi Nicolae Ubernianu. Antochi Ubernianu. Popescu... Care e Popescu? Maria. Atodiresei. Care e Popescu? Nu este să-ți Popescu? Da, da, care e Popescu? Sunt doi Popescu. Și ăsta e Marian? Ăsta e Marian, unde nu scrie nimic. La nivea scrie și vor. Da, e Marian, ca sorții. Spartă. E un pic de acolo, așa, pe așa, 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 așa. Da, nu știu, Marian, așa, 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 Stan, este unde e Stan? A venit aici cu doamna, a venit aici cu cine este liber prima dată. Da, trageți un biletel să vedem cine are liber. Cel care e liber nu înregistrează nici victorie. Cine? El rămâne liber, da? Echipa Toma Mănăilă este liber. Trece, hai, două bilețele acum. Două, deschide. Așa. Joacă echipa Nica, echipa formată din Nica și Cocică din București, cu echipa Buciuleac și cu... Tine, nu? Nu, Buciuleac cu Vere. Buciuleac din Brașov, da? Nicule cu Vereșești. Da, da. Și Vereși din Timișoara. Ăștia, e primul meci, da? Următorul meci. Hai, vegem în echipe, la 7 puncte. Ciubotariu din Constanța, potriva echipei cu tată și fiu, Lazar din Bacău. Hai, următoare. Ok. Echipa Rădulescu, Popescu Marian, împotriva echipei Țiploiu Balan din Onești. Rădulescu din Urziceni, Popescu din București. Echipa bulgară din Dobromir, din George, împotriva echipei din Bragadiru, Radu Vastile. Desfacem domnișoara. Atodiresei și Antochi din Dorohoi cu Boboc și Arminia din Onești. Barbu din Brașov cu Bânțul din Târgovna și Florea din Moinești. Thank you.
Marco, Johnny Munteanu, Denisa l-a scris, împotriva lui Antoche și Cioban. Aici ai diverit-o, da? Își pierde serviciu. Aici ai trage la sorți. Leon, Dorel și Gabriela, Emilian Strobiș, din Onești. Doi lideri. Doamna Stella, împotriva lui Stan Ilie. Stan Ilie Stella. Ați jucat la Suceava, cu Cupa, cu Trebuie. Doma este mică, da? Da, aici avem, mulțumim, aici avem fișele pentru ei. Am avut aici 2.
Este extraordinar. Cât a ieșit pe zar? Citiți acolo. 5-1. Am constatat că foarte multe zaruri de aici din acest campionat sunt cu 5-1 de când a venit. Nu glumesc. Acolo am văzut. Am plecat. Hai că strigă filmarea, te lăs cu Adrian. La jucătorii de față, toate zarurile sunt bune. Bine. Venim cu o știre nouă și la masa numărul 3 tot 5-1 a fost. Da? Și acum urmează tot 5-1. Hai, fia, să urmărim. Perfect. Vă rog să focalizați în acest moment. Tehnic. Pune la microfon aici. Partea tehnică, vă rog. A jucat foarte bine. Fii atent. Următorul zar, tot 5-1. Joc e riscat. Cât? 3? 3-1. Da, sunt pe stradă. După consultare se consultă noi. Da? Da. Da, nu, nu știu cum interpretează domnul Dorel Leon, care e mare campion și poate că surprind mutările noi la noi echipe. Da. Ce joci? Eu? Da, că e trebuie să cu 4 sau cu 6. Da. Cu 5 sau cu 6. Mai prea zonă că Victor. Toate că există un grad mare de risc. Da, da. Da. Să lași 5, 6, 6, 6, 6, 7. Și mai mult. Da. 5, 3. Nu mai discutăm. 5 și 3 e pe unde? Simbolizată de cu capul.
Da. Mă, că a jucat bine, că odată e altă treabă. Domnul Nicu? Da. Treceți-vă și pe mine. Ce mate la ce? Nu, aici. Yeah.
Thank you.
Da, 6-6, mă spun un mițu și acum pe gen. Thank you.
și două albe. Da, atunci nu știu. Da, atunci nu știu.